Este agitație mare la școala numărul 28 Mihai Eminescu din Galați. O profesoară de biologie a fost internată la Spitalul de Pneumofiziologie, iar medicii au diagnosticat-o cu tuberculoză. Peste 300 de elevi și aproape 50 de cadre didactice au intrat în contact cu profesoara, care suferă de o boală contagioasă și foarte periculoasă. Am luat primele măsuri în sensul că doamna asistentă și cu doamna doctor din școală au intrat în toate clasele, în absolut toate clasele, și au punctat câteva elemente absolut cunoscute de igienă, respectiv aerisirea prelungă a sălilor de clasă, spălatul mâinilor, consumul alimentelor după, bineînțeles, spălatul mâinilor, folosirea batistei în caz de strănut sau tuse. Am și făcut niște reguli din acestea scrise, pe care le-am afișat în toate sălile de clase, ca să fie un impact vizual, să vă spun, sporit pentru toată povestea aceasta. Cadrele medicale de la Spitalul de Pneumofiziologie vor efectua testarea radiologică pentru elevii de peste 14 ani și profesori. Copiii mai mici de 14 ani vor fi testați la cabinetul școlii. Faptul că doamna profesor este BK pozitivă înseamnă un risc de contagiozitate ridicat pentru cei cu care a venit în contact pe o anumită perioadă de timp, pentru că nu toată lumea care vine în contact cu un pacient BK pozitiv și, scuzați-mă, contactează infecția și face boala. La începutul fiecărui an, cadrele didactice își fac un set de analize medicale. Întrucât testarea pulmonară nu mai este obligatorie, nimeni nu a știut că profesoara s-a îmbolnăvit.